pe noi sau pe români. Dincolo de demiteri și denumiri, rămânem cu o problemă uriașă pe care tot sectorul public și nu numai sectorul public, ci tot ce înseamnă cei salariați în momentul de față, o au. Și anume lipsa unei legi a salarizării unice care să echilibreze derapajele pe care le avem în acest sistem în țara noastră.